Deci o să spunem putere. Putere. Operație, proprietăți. Operații cu putere. Da? Puteri, proprietăți, operații cu putere. Ia să văd așa. Cum să înțelegi tu, Daia, de ce au apărut și aceste lucruri? Oare fără ei nu puteam să te știți? Cine, de ce și-a pus problema să gândim și acest capitol interesant din matematică? Fiindcă la un moment dat a fost situație, nu a trebuit să scrie 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Pentru că ar să scriu așa un câr de 2, 2, 2, 2 înmulțirea asta. N-am putea noi să o scriu mai concentrat. Doi se repetă, iar ăsta de sus se răspunde de câte ori se repetă. Da? Doi se repetă, punem. Și cel de sus se răspunde de câte ori se repetă. 2, 4, 5. Da? Și am construit, am scris concentrat. N-am mai scris la părța așa. 2, 2, 2, 2, 2, tabla. Sau tu caietă. Ei bine, acest lucru a fost un spectacol interesant. Pentru că reușim să scriem mai mult concentrat. O numit-o putere, asta, care are două părți. Bază. Deci 2 este bază. Și 5 este exponent. Da? Bază și exponent. Te întreb acum. Prima la 7. Cine e baza, cine e exponentul? Baza este 3 și exponentul e 7. Corect. 3 și respectiv 7. Cum ar trebui să scriu despre trapez? 3 ori 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 3 de 7 ori. Deci asta trebuie să înțeleg eu. Bun. Dar am mai apărut următorul lucru. Să facem înmulțirea două puteri cu aceeași bază. Adică 3 la a patra, ori 3 la a cincea. Egal cu 3 la a patra, ori 3 la a cincea. Păi, pe 3 la a patra scriu de 4 ori. 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori. Deci, de 4 ori. 3 ori 3 ori, ori 3 necesită complet. 3 ori 3 de 5 ori. În total, de câte ori este 3 înmulțit acolo? De 9. De 9 ori. Este egal cu 3 la 9. Dar 9 ăsta din cine este? 4 plus 5. Egal cu 3 la 4 plus 5. Asta e greu. Să vedem și noi. 3 la a 4 ori 3 la a 5 este egal cu 3 la puterea 4 plus 5. Foarte interesant. La 4 plus 5. 4 plus 5, da. Da? Deci, iată cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază. Două puteri care au aceeași bază. Da? Cum se înmulțește? Se copie baza și se adună exponenții. Da? Se adună exponenții. Dar de ce se adună? Că e înțeles tot ce se adună acolo. De exemplu, care ți l-am dat, ăsta e motivul pentru care se adună. Pentru că să scrie ăsta de 4 ori,
5 ori, în total, îl găsim de 9 ori scris. Deci asta e motivul. Așadar, să punctăm și să zicem că, îți dau ca exemplu, cât face 2 la 7 ori 2 la 5 ori. 2 la 7 ori și 2 la 5 este egal cu ori 2 la 5 ori, este egal cu 2 la puterea 12. 12. 2 la puterea 12. Cu cine este egal? 2 la a 7 ori 4 la a 3. Păi 4 este format din 2 la 2. Asta e. Deci simți nevoia să-l duci pe 4 ca o puterea, ca o puterea lui 2, nu? Hai să umblăm la 4 la 3. O să fie 2 la 3. Mai aștept un pic? Hai să luăm de parte. Deci 4 la 3 este egal cu 4 ori 4 ori 4. Dar 4 numai 4 este egal cu 2 la 2. Ori 2 la 2. Exact. Ori 2 la 2. Ori 2 la 2. Face 2 la 6. 2 la 6. Deci, practic aici, o să am în loc de 4 la 3, o să pun 2 la 6. 2 la 6 și face 2 la 7. Ori 2 la 6. 6. Și face 2 la 2 la 13. 2 la 13. Vezi? Când nu ai aceeași bază, cauți tu. Dacă ai șanse ca una din bază să fie puterea celelalte, atunci te descurci foarte bine. Deci să reținem și prima proprietate. Alan. Ori A la mână și A la numără A la mână este egal cu A la puterea la puterea? Deci cum aici? La puterea cum ai făcut? Nu plus mă. Cum? Așa trebuie. Deci A la numără A la mână face A la puterea mână plus adică am scris aceeași bază și am adunat exponenții. Așa deci, după ce am văzut ce înseamnă putere, după ce am văzut, de exemplu, cum se mulțesc de puteri cu aceeași bază, acum am tras concluzia și am obținut o proprietate care spune două putere care au aceeași bază, se mulțesc astfel. Se scrie baza și se adună exponenții. Acum, dacă vei vedea o dată așa, 2 la puterea a 6-a, cum ar fost tu scrie ca fiind produs la două puteri? Ce valoare? A două puteri? Da. Nu știu dacă înțelegi produs la două puteri. Păi, ca să fie așa. 2 la 6 cu 2 la. Și să vedea 2 la 7. Cum ați zis că se mulțesc două puteri care au aceeași bază? Scopri baza și se adună exponenții. Acum, egal înapoi. Da, aș fi spus 2 la 4. Da. Ori 2 la 3. Corect! 2 la 4. Și 2 la 3. Sunt o altă variantă. Poți mai face o altă variantă? Da. 2 la 2. Și 2 la 5. Ori 2, 2 la 2, 2 la 5. Sau 2 la 2, ori 2 la 3, ori 2 la a 2 din nou. Că poți să fii și 3. Exact. Da? Important, suma mă să facă 7. Cum îl scrii pe 2 la puterea n plus 5? 2 la puterea n plus 5. Păi, 2 la puterea... Hai, 2 la... Ori 2 la...
ce ți-a dat curaj. Deci 2 la n, până la 5. Sau, au o întrebare. Păi da, poți să zici 2 la n plus 1, ori 2 la 4. Important, n plus 1 și 4 îți fac 5. Mai dă-și una. Păi da, dă-o cu anii atât, cu orice nu 2 la n plus 3. Da, n, 2 la n plus 3. 3, ori 2 la a 2. Ori 2 la a 2, corect. Sau 2 la n minus 1. Iasă. Ori 2 la... La 6? Sigur că okay. Că 6 scăzut 1 face 5, rămâne 2 plus 5. Dar, deci, joc de asta, interesant. Deci, deocamdată m-am jucat la fel proprietatea asta. Cum se cursezi două puteri care au aceeași bază? Și înapoi, dacă ai o putere, cum o spui că îmi produce două puteri? Cu aceeași bază. Deci, te-a făcut și înainte și înapoi. Lucru foarte important în exerciții. Iată, să se calculeze suma, să se arate că suma e S, egal cu 2 la a 5 plus 2 la a 6 plus 2 la a 7. Să se arate că suma asta se divide, suma asta se divide la 7. Mai puțin să avem ce se divide? Se împarte. Se împarte exact. Fără rest. Da. A făcut asta, da? A. Deci să arătăm că suma asta se împarte exact la 7. Păi putem să punem 2... Am putea face calcul. 2 la 5 cât este? 2 la 5 ai... 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 5 ori și putem face ce regăsim acum. 2 la 6 putem. 2 la 7. Dar adunăm suma în toate și împărțim la 7. Dar, o idee e mai și mai chiar. 2 și adunat la... Nu, nu-i nu mulțirii. Nu-i mulțirii. E adunare. Dacă e plusă 3, nu putem să facem asta? Nu putem face asta. Deci, atenție, numai la mulțirii. De-aia am lăsat-o pe asta acum, ca să punctăm, să vedem exact. Deci, atenție multă. Dacă ar fost la... la 6, la 6, peste tot sau la 5, tot nu puteam zice totul la 6. Gândește tu pe 2 la 6, să scrii într-un punct, într-un fel, ca să legi 2 la 5. 2 la puterea 5 plus 1. Ori, dar de 2 la 5 plus 1, merg așa. Deci, suma este egal cu 2 la 5, plus 2 la 5 plus 1. Plus 2 la a 5-a plus 2. Da. Așa să vă fac una direcție foarte importante. O să pun acolo și o să sublinez cu roșu. Merită toți prietenii noștri care știu. Și nu numai prieteni, vreau să fac o lecție și pentru profesori. Cum anume trebuie predat. Că așa, dacă am făcut niște formule de tablă, să mă protejez și la greșiții, e ceață, nimeni nu știe nimic. Deci, așa trebuie predat, da? Deci, acum, după ce am exersat așa, am sensizat o slăbiciune care ar fi vrut ea pentru adunare, deci trebuie să o puntez. Dar îmi continui ideea asta, pe ceea ce am spus mai înainte. Și acum, darea 5 plus 1, ce te determină să spui? Dar fiind 2 la 5 ori 2. După proprietatea aia care am discutat, invers, zic. Uite, aici, m-am făcut asta. Deci, când vine adunare, când vine adunare, înseamnă descompus în 3 la a 4 ori 3 la a 5. Noi avem adunare exponențelor. Vine provinea de la exponență, dar au fost înmulțiri. A fost 2 la a 5 ori 2 la a 3. Deci, zicem egal cu 2 la a 5. Plus, te rog să vorbești tu. 2 la 5 plus 2 la a 5 plus 2 la 5 ori 2 la a 3 plus 2 la a 5 ori 2 la a 2. Așa.
Deja o aici avem o adunare de 3 termen, 1, 2, 3. Ce observăm la cei 1, 2, 3 termen? Toți 5. Au 2 la 5 atunci. Toți au pe 2 la 5. Și apare ideea factorului comun. Deci factorul care e comun tuturor e 2 la 5. Îl vedem și aici, îl vedem și aici, îl vedem și aici. Deci sunt trei termene ale adunării. Și acum să dăm un factor comun? Am făcut distributivitatea, am trebuit să ne jucăm, vedeam factorul comun rapid și ieșeam. Aici ești un pic rece. Dovadă că nu s-a mai lucrat așa intens la clasă, are... Vedem aici factorul comun și, îndată,
După calculă, paranteza apare 7. Și asta înseamnă că se divide la 7. Mai facem unul? Ia să vedem. Zicem așa. Suma este egal cu 2 la a 9 plus 2 la a 8 plus 2 la a 7 plus 2 la a 6. Toate astea să arătăm că se divide la 15. Păi facem că suma este egal cu... Așa, suma este egal cu... 2 la a 9 minus 3. Adică tu ai pus ochii pe cine? 6, că e cel mai mic. Așa? Și atunci în loc de 9 să zicem cât? 9 din 9, zicem 6 plus 3. Nu vine așa? Vreau să-l obținem de 2 la 6 peste tot, nu? Deci încă o dată Ștefania, încă o dată Daria. Deci cel mai mic exponent dintre toți este 6. Și atunci, pe 9, exponentul 9, îl transcris în funcție de 6. Pe 8, în funcție de 6. Pe 7, în funcție de 6. Încât, aplicând după aceea proprietățile, să putem vedea că e comun, visul meu, să fie comun 2 la 6. Deci, începem. 2 la... 2 la 6 plus 3. Hai, noi făcut 6 plus 3 plus 2 la... 2 la 6 plus 2. Da, plus 2 la... 2 la 6 plus 1. Așa. Plus 2 la 6. 2 la 6. Egal cu... Este egal cu 2 la 6. Pe lângă... Nu. De unde provine? În adunarea exponenților, de unde vine? De la? Adunarea vine la mulțire. Adunarea exponenților vine de la o mulțire de două puteri. Cum o scrie? Adică vă scrie 2 la... 2 la... 6 ori... 1. De unde? Vezi că ai pus 3? Ori 2 la 3. Uite proprietatea mama acolo, care a învățat-o, e invers. 2 la 6 plus 3 e 2 la 6 ori 2 la 3. Deci, 2 la 9, să luăm deoparte. 2 la 9 este 2 la 6 plus 3. Da. Care înseamnă 2 la 6 plus 2 la 3. Pentru că n-am spus două puteri, cum se mulțumesc două puteri ca orice bază? Că se face... Se copie bază, da? Și se adună exponenții. Exact. Fiind adunați exponenții, fiind adunați, provin la mulțirea două puteri. Da, fiind că sunt adunați. Și noi, pe rog, ați spus că 6 plus 3 că am nevoie de 6. Puteam să zic pe 9 ca 4 plus 5. Dar nu mă încălzeam. 6 plus 3, pentru că n-am aici 2 la 6. Da? Și atunci zic, egal mai departe. Cu cât? Cu 2 la 6, cu 2 la 3. Plus. Plus, acum unde suntem? Plus 2 la 6. Așa. Ori 2 la 2. Da. Plus. Plus 2 la 6. Plus 2 la 2. Ori 2 la 3. Așa. Plus 2 la 6. Plus 2 la 6. Câți termeni are adunarea cu suma? Șapte. Cum ai găsit 7?
Cât se termină? Are adunarea. 1, 2, 3 și se termină, se întâmplă adunare. Tu e numărat tot ce trebuie să așteptă, așa este la mulțirii. Deci cât se adună? Un termen, al doilea, al treilea și al patrulea. Și dau mai departe cum? Și au ei cum? Ori. La 1, de 2 la 6. Și începem. Nu stai de acolo. Nu stai de acolo. Așteptăm. Pe 2 la 3 îl facem Ștefania, Daria. Cât e 2 la 3, Oane? 2 la 3 este 8. 8. 2 ori 2 ori 2, 3 ori, da? Ori 8. Plus 2 la 6. 2 la 6 e... Să lăsăm pe comun. 2 la 6, 2 la 2, are 4. 4. Plus. Plus 2 la 6, plus ori 2. Ori 2, ok. Plus 2 la 6. Ori 1, da. Ori 1, poți să scrie asta. Nu uit pe ăsta să scrie ori 1. Pentru că, când dacă, iată că vedem factorul comun. Care e comun? Așa. Și scoate. Pe lângă 8 plus 4 plus 2 plus 1. Așa. Și egal cu 2 la 6. 2 la 6 ori 15. Ori 15. Sunt 4. Sunt exact la 15. Vezi? Foarte tare, foarte tare ești. Hai să arătăm ce suma următoare ies. Egal cu 1, plus 2, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 2 la 5, plus 2 la 6, plus 2 la 7, plus 2 la 8. Să arătăm că suma asta toată se împarte, se divide toată, toată suma asta cât o fi, se divide singur la 3. Ia să vedem. Nu. Se divide sigur la 7. Să arătăm toată suma asta, se divide la 7. Să nu propui să calculez, că nu mă ocup. Nu mă ocup de asta. Păi putem să punem 3 plus... De ce ai zis 3? Că ești 1 și cu 2, da? E bine 3. 3 plus... Și mă duc până aici, cât face? Mă duc până la... 3 plus 2 la 2. Doua, cât face? 4. 3 și 4? 7. Ești extraordinar. Deci echipa asta face 7. Deci e 3. Nu știam cum păsintate. Nu, 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 nu. Să mai am și la așa alții. Ia să vedem ăștia 3 s-o împărțe la 7. Păi 2 la 3-a este egal cu 12. Nu. 2 la 3. 2 la 3-a nu calculă. 2 la 3-a este... 2 ori 2 ori 2 din 3 ori și face 8. Da? Deci ai zis 12 ce se văd? Nu, calculă. Mi-ai fost atent. Bun. Fii atentă. Faptul că ăștia mi-a dat 7. Visez. Dacă și ăștia 3 grupați vor scoate un 7 în factor. Dacă și ăștia 3 vor scoate un 7. 7 va fi comun. Și o scoate tocmai în factor. Și atunci voi avea să divide la 7. Da? Deci să mă ocup de suma asta. Deci facem echipaje de câte 3. Deci ies egal cu
este egal cu 1 plus 2 plus 2 la a doua. Și spune o echipă. Iau după echipă. Plus. Plus. Plus echipa cum o faci? Care? 2 la 3 la plus 2 la 4 plus 2 la 5 altă echipă. Plus 2 la 6 plus 2 la 7 plus 2 la 8. Stai până la capăt altă echipă. Și egal cu. Egal cu. Prima echipă e deja știută, e 7. 7 plus. Ca să văd de ce pot face aici. Aici pot să pun 2 la a 3-a. Rămâne, da? Rămâne cel mai mic. Cel mai mic rămâne de bază. 2 la a 3-a plus 1. 2 la a 3-a plus 1. Plus 2 la a 3 plus 2. Da. Și închizi paranteze, da? Plus 2 la a 6. Rămâne, n-am ce faci, e cea mai. Plus 2 la a 6 plus 1. Plus 2 la a 6 plus 2. Da. Gata. Și cam? Să vedem acum. 7. 7 plus. Aici o să avem 2 la a 3. Plus 2 la a 3. Plus 2 la a 3 ori 2 la a 3. Foarte bine. Plus. Plus 2 la a 3 ori 2 la a 2. Da, 2 la a 2. Așa. Plus. 2 la 6 plus 2 la 6 plus 2 la 2 la 2 la 2 la 2 la 2. E mulțire, da? Uiți? Da. Plus 2 la 6 ori 2 la 2. Da. Și atunci. Și egal cu 7 plus. Vedem că 2 la 3 am factor comun. Din echipajul ăsta 3, da? Da. 2 la 3 am. Pe lângă. Pe lângă. Pe lângă. Da. Pe lângă 2 la 3 am. Stop, stop, stop. Aici e ori 1. Nu intra niciodată. Chiar dacă mi-ai scris 2 ori 1? Deci să vă înțelegi că e ușor. M-a sumă acum. Nu poți să zici că e 0. Că ceva nu se spune 0, face 0. Deci atenție multe. Când l-ai scos cu ăsta mic, cel mai mic în factor, rămas 1 acolo. Dacă nu e alt coeficient. Dar l-ai scos... 3 la 3 e 1, nu-i? Că 1 ori 3 fac 3. Deci, în locul lui pe poziția asta, a rămas 1. Că numai după ce mulțim 2 la 3 ori 1, fac 2 la 3. Ai înțeles? Da. Deci, tu te-ai pus repede aici. Plus. 2 la 3 plus. Plus 2 la a 2. Exact. Plus. Pe cine dăm un factor? 2 la 6. 2 la 6, pe lângă. 2 la 6 pe lângă 1. Așa. Asta e. Plus 2 la 3 plus 2 la a 2. Și egal cu? Este egal cu 7 plus 2 la a 3-a ori aici o să avem 4 plus 2 plus 1 care e 7 plus 2 la a 6-a și o să avem 4 plus 2 plus 1 tot 7 este egal cu? Este egal cu 7 plus 2 la a 3-a. Stop, 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 stop. Ce putem face acum? Câți termeni avem? Din nou, trei termeni. Câți termeni avem adunare? Cu suma aia. Uite acolo, la 7, plus 2 la 3, 7, aici. 2, 3, 3. Ce au comun? Pe 7. 7, pe 4, 7, deci. 7, pe lângă
7 pe lângă? Pe lângă, atenție. 1. 1. Păi, e cea mai importantă. Ce e 7? 7 pe lângă. 7 pe lângă. 1. Plus 2 la 3. Da. Plus 2 la 6. Așa. Și o să avem 7. Da, ca fiind interesant, da. Nu mă pot zic că am pierdut la 3 și la 6, acum mă chef. Cine-i interesant? Dar suma S, așa o scris, S egal cu 7 ori 1 plus 2 la 3 plus 2 la 6, care se împarte. Și prin care 7 ori ceva se divide la 6. La 7. Hai să mai vedem o dată exercițiu. Un exercițiu foarte interesant. Da? Și am zis așa, să se arate că suma asta 1 plus 2 plus 2 la 2 plus puncte, puncte, suma 2 la 8 se împarte sigur la 7. Pe moment, ești în derută. Da, ai calculat la început și ai sesizat cu 1 și cu 2 și cu 2 la 2 care e 4 fac 7. Și în momentul ăsta am câștigat încredere și am spus, băi, dacă ăștia fac 7, oare cumva următorii vor elibera la 7? Oare din 3 în 3, dacă se grupez, voi avea șansă să prind pe 7? Și asta am făcut. Am făcut. Dacă am grupat câte 3, sigur primește 7. Următorul echipaj are 2 la 3, adică eu te știu. Adică asta e interesant. Nu știu, eu n-aș putea să am atenția în altă parte, chiar și vocea mea, pe clama asta. Deci, 2 la 3, 2 la 4, 2 la 5. Ei, de 2 la 4, îi exprim cu ajutorul 2 la 3, adică 3 plus 1. Pe 5, ca 3 plus 1. 3 plus 2. De unde provine adunarea exponenților? Provine de la operație de mulțiri. Adică pe 3 la fost 2 la puterea a 4, pe 2 la 3 ori 2 la 3. Celălalt 2 la 5 înseamnă 2 la 3 ori 2 la 2. La fel fac și aici. 2 la 6 rămâne de bază. Și se sesizez ca un factor comun în paranteză, am să ne echipajul ăsta pe cine pe 2 la 3. Îl scot în factor. Și în paranteză mi-am parte 1 plus 2 plus 2 la 2. La fel și în partea noastră, vedul pe 2 la 6 în factor, iară 1 plus 2 plus 2 la 2. În final, fiecare din paranteză face 7. O 7 și iar ai factor comun 7, o scoate factor comun și ieșiți o anunță că 7 oriceva, de se divide la 7. Cred că sunt ceva cu ochiul la doctorului programat. Da? De aceea o venit mai devreme. Ajunge și mie una imediat. Am înțeles. În esență, acum, discuția care a purtat-o Daria, este important, eu zic să așteptăm până vine și Birunat, că discuția care o facem aici la putere este foarte indicată și pentru tine. Da? Sigur că ai țelul... Ai sentimentul că dacă e de a cincea, n-ar trebui. Exact. Dar nu puteți să spune. Bine, nu puteți să spune. Nu puteți să spune. Nu puteți să spune. Cu tot ce lucruri interesant și provățat domnul profesor astăzi. Azi am învățat doar la proprietatea asta în ce stat pe foarte. Exact. Dar și înainte și înapoi. Adică, dacă ai de multe două puteri pe aceeași bază... Cum te întâmplă? Zic cuvintele tale. Dacă am de multe două puteri cu aceeași bază, pun... Baza, copii în bază, așa se zice. Copii în bază și adunăm exponenții. Dacă avem exponenții adunați? Dacă avem exponenții adunați, Scriem ca un produs de două baze, da? Fiecare bază a avut unul din cei doi exponenți. Adică, am să spun încă o dată, hai să mai insist aici, că aici se face dificil. 2 la puterea a 7
E ca cu destul variante de scriere. 2 la 4. Hai, sigur. 2 la 4 ori 2 la 3. Sigur. Sau altă parte. Sau 2 la 1 ori 2 la 3 ori 2 la 3. Da, ori 2 la 3 și suma ca 7 sau altă parte. Sau 2 la... Pot să pun 2 la 7 și 2 la 1. 2 la 7 și 2 la? La 0. Da, la 0. La 0. E 2 la 7. 2 la 0. Și acum am descoperit că orice număr al tele 0 face 1. Încă o proprietate. A la 0 e dat cu 1. Orice număr al telei 0 e dat cu 1. A la 0 e dat cu 1. Ori 3 la 0, 7 la 0, 8 la 0, da? Deci, A la 0 face 1. A la număr la ramă face A la n plus m, da? A doua proprietate. 1 și 2. Majoritatea copiilor și atât și după, o rețin asta. Ca să mulțești două puteri la copii baza și a prins copii. Dar înapoi nu mai fac asta. Adică 2 la 3 plus 1, parcă ți-e greu să deschizi 2 la 3 ori 2 la 1. Da, nici nu o fac înapoi și nici nu-și dau seama de ce se scrie așa. Oare aici, de ce am scris eu în funcție 2 la 3? Că 2 la 3 e cel mai mic. Că 4 se scrie ca fiind 3 plus 1. Și pe cel mai mic îl putem da în factor, adică ne gândim, îl putem pe ăla mai mare să... Mai cum să dai cel mai mare, să dai cel mai mic. În concluzie. Suma, repet, suma asta, eu cum credeți că am gândit-o? Dar aș vrea să spun, cum crezi tu că m-am gândit la șmecheria asta? La, că se divide la 7? Sau da, da, se divide la 7. Pare cum crezi că o gândit-o în grup? Păi... Deodată o gândit grupajul ăla dintre ei, eu zic. Sigur. Eu zic că deodată l-ați gândit. Deci eu am gândit deodată grupajul 3. Și-o făc 7. Și-o pot să fie 7 și 2? Și-am avut grijă să dau ca număr de termen să fie grupii de 3. Că dacă mă opream la 2, la 7, era prost, ești. Nu puteam să dăm și să obțin pe 7, de fel. Deci dacă mă duceam numai până la 2, la 7, atare era. Ultima echipă nu era din 3. Și era numai din 2 termeni. Și atunci vin numai din 2 termeni, nu mi-am ieșit așa 7. Că îl dădeam în factor cu 1 pe 2 la 6 și vineam pus cu 2, 3. Și nu mai mergea 7 peste tot. Deci în construcție greșiților, nu l-am învățat de acasă, acum l-am învățat de acasă, în construcție greșiților am avut grijă ca să mi se întâmple chestia asta. Iată, să dă suma IS egal cu 3 plus 3 la 1-a, nu, 3 la 2-a, plus 3 la 3-a, plus 3 la 4-a, plus 3 la 5-a, plus 3 la 6-a. Unde ești? 3 la 1-a, plus 3 la 2-a, plus 3 la 4-a, plus 3 la 5-a, plus 3 la 6-a. S-a dat că asta se divide la 12. Așa. Adi, tu cum gândești? Un pic să vă spui pe Adi. Să luăm grupul de câte 3. De câte 3, da? Da. Că vezi tu că sunt 6 în total, da? Uh-huh. Ia să vedem. Dirigează tu. Este egal cu? Este egal cu 3 la 1 plus 3 la 2 plus 3 la 3. 3 la 2. Plus 3 la 3. Într-o paranteză, plus 3 la 4, plus 3 la 5, plus 3 la 6. Când ai zis așa, la ce te-ai gândit? Păi scoate pe 3... Trebuie să fie avut ceva în minte, te-ai gândit așa. Să scot pe 3 factori comun din numărul. Te-ai gândit la asta, te-ai gândit la asta, numai pentru faptul că am făcut de 3 și ai zis că tot așa mai fi gândit și aici?
poate să fie și așa. Dar nu știu dacă mă duc la exercițiu, nu știu dacă mă duc la cap. Că uite, aici ai putea spune numai 3. Din coace? 3 la 2. 3 la 2. 3 la 4. 3 la 4 și... Da, tu dar e o idee, alte idei? Da. Cum? Am scris că suma este egal cu 3 la 1, plus 3 la 1, plus 1. Plus 3 la 1, plus 2, plus 3 la...3 la 1 ia ori 1. Aici, ca să mă rog și eu. Plus 3 la 1 ia ori 3 la 1 ia. Ori 3 la 1 ia. Plus 3 la 1 ia ori 3 la 2 ia. Plus 3 la 1 ia plus 3 la 1 ia. Ori, 3 la 2 ia. Ori. 3 la 2 ia. Plus 3 la 1 ia ori 3 la 4 ia. Plus 3 la 1 ia ori 3 la 5 ia. L-am dat de 3 la 1 în factor comun. Da. 3 la 1 pe lângă 1 plus 3 la 1. 1 plus 3 la 1. Plus 3 la 2. Plus 3 la 3. Plus 3 la 4. Și plus 3 la 5. Da. Și atunci avem pe 3 la 1 ori. 1 plus 3 plus 9. Sigur că aici poți să faci din noi echipaje. Și o să... Dar un trei regresit, vezi tu? Un trei regresit. Adică trei la T înseamnă un trei. 12 este celor 4. Dacă mai găsești un 4 de data asta, nu mai bine spre 4 4 2. 1 și 1, 3 la 3. Deci, echipe de câte facem acum? Câte 2. 2. Deci, 1 plus 3 la 1. O echipă. Da. Altă echipă. Plus 3 la 2 plus 3 la 3. O altă echipă. Plus 3 la 4 plus 3 la 5. O altă echipă. Și atât. Și apoi avem 3 la 1 pe lângă... aici avem 4. Deci avem 3 la 2 ca 3 în prima. 3 pe lângă. 3 la 3 e 3, da? Da. Și zicem așa. Și avem 4, nu? E calul cu 3, pe lângă o paranteză dreaptă. E 3 ăla ce l-am scos de la început. Da. Pe lângă 4 plus 3 la 2 plus 3 la 3. Pe cine le dai în 4? Pe 2. Pe 3 la 2?3 la 2 plus 3 la 4 plus 3 la 4 plus 1. Și avem 3 pe lângă 4 plus 3 la a doua ori 1 plus 3 la a doua ori 3 la 1 deci, plus pe lângă 3 la a doua plus 3 la a doua ori 3 la 1 plus paranteză rotundă 3 la a patra plus 3 la a patra plus ori 3 la 1 da. În paranteza pătrată este egal cu 3 pe lângă 4 plus 3 la a doua pe lângă 1 plus 3 la a întâia. Plus 3, da. Da. Plus 3 la a patra pe lângă 3. 1 plus 3. 1 plus 3. Plus 3, închide
putem paranteza pătrată este egal cu 3 pe lângă 4 plus 3 la a doua ori 4 plus 3 la a patra ori 4 și este egal cu 3 pe lângă... Acum ce observăm? Că... Câți termeni are adunarea? Această adunare are 3 termeni. Și toți conțin pe? 4. 4. Dăm un factor comun atunci. 4 pe 3 ori 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 3. 3. 3 dinainte. 3 dinainte. Uite-te, 3 ori. Și acum din aia 3 ori 4 pe lângă 1 plus 32. Nu 32. 3 la a doua. Da. Plus 3 la 4. Și este... Nu mai face paranteza, dar am continuat 3 ori 4 pe lângă. Că vedem că 3 ori 4 fac 12. Și avem 12 pe lângă 1 plus 3 la 2 plus 3 la 4 care se împarte exact la 12. Da. Ei, ce am făcut? Bine, vezi? Noi trebuie să avem multă răbdare. Da. Mă trebuie să am ochi. Că are programare de mai de oră. Din cauza asta, domnul profesor, am zis asta. Și eu opresc aici, dar metoda pe care am aplicat-o aici trebuie făcută acasă. Da. Cu răbdare și conflict. Dragilor, părinții sau profesorii care predau, așa trebuie să preda. Numai așa. Deci numai așa. Dacă nu coborăm la nivelul în care copilul gândește și venim cu informația așa, aruncăm peste cap. Da, stă în fapt, că omul scoate, nu zic, nu vezi. Și nu scoți, ce faci tu acolo? Păi nu vede, că nu a ajuns până acolo. Sinteza avem că avem putere acolo și timp, nu? Hai, Daria, zi la revedere. La revedere.